Doamnă Mrs. Bevier? Bună, am impresia că ne cunoaștem deja. Am trecut prin niște sesiuni uimitoare și ai vorbit despre multe aspecte legate de Duhul Sfânt. Dar au mai rămas întrebări la care știam că nu vom putea ajunge. Aș vrea să abordez acum unele probleme mai delicate, despre care oamenii vor să audă mai multe, sau subiecte despre care nu am apucat să vorbim. Iată unul dintre ele. Ai spus că am căutat să creăm o atmosferă deosebită, neglijând uneori prezența Duhului Sfânt. Spune-ne pe scurt cum putem aduce iarăși prezența Lui între noi. Avem atmosfera, dar ne dorim și prezența Duhului, fără a ajunge la servicii nesfârșite și obositoare. Ei bine, pentru a primi trebuie să cerem. Mai știți ce am spus despre Duhul Sfânt? El e un gentleman și în lipsa inițiativei noastre, el nu va acționa decât dacă are un scop aparte. Deseori, în biserici, oamenii vin în față dorind să fie mântuiți. Mă rog atunci, spun, Duhule Sfânt, te rog, atinge-i. Iar oamenii încep să plângă. El vine efectiv și îmi place să-l văd, fiindcă Biblia vorbește despre gustarea darului ceresc. Am descoperit că le e mai greu să alunece acelora care au gustat din el. Mă aflam cândva într-o biserică mare care lăsase în urmă stilul vechi carismatic, stilul clasic. Eram în anii în care el se practica încă, dar acea biserică renunțase la el. Într-o seară, Duhul Domnului s-a coborât și mai toți oamenii plângeau. Domnul mi-a zis, e timpul să le spui să mulțumească, să se roage și să-L laude pe Dumnezeu, după care am încheiat serviciul. Păstorul mi-a spus, mă așteptam să continuăm încă vreo oră și să vedem felurite ciudățenii, fiindcă într-acolo părea că ne îndreptăm. Când Domnul te-a călăuzit să spui că s-a încheiat, am simțit și eu la fel. Ai afirmat că El și-a atins scopul și ai zis, să încheiem acum serviciul. Am văzut, deci, Duhul prezenței Domnului coborând pentru doar câteva minute, iar oamenii au fost profund mișcați, deși manifestarea nu a durat ore întregi. Vorbeam cândva amândoi în mașină că uneori avem doar 35 de minute la un serviciu. Adevărul e că acele minute ne sunt acordate nouă. Așa că, în loc să predicați 35 de minute... Puteți predica doar 30? Da, predicați doar 30. Păstrați restul pentru Duhul Sfânt. Sau, în mijlocul mesajului, faceți-i loc să lucreze cum dorește. Slujitorii caută să acopere cât mai multe mesajul lor și uită că el trebuie saturat de Duhul Sfânt. Cu siguranță și eu m-am făcut vinovat de aceasta. Cu toții ne-am făcut vinovați. Alt aspect important se leagă de rolul Duhului Sfânt. Ai vorbit mult despre el. Ai amintit rugăciunea în limbi și umplerea cu Duhul, dar aș vrea să ne spui mai mult. Ai afirmat că Duhul e gata să ne umple, dar cum e când El ne oprește să facem ceva? Cum arată asemenea situații? În Coloseni ni se spune, pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Apoi în Romani 8 vedem că cei conduși de Duhul Domnului sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la cuvântul din greacă pentru fii, huios, el înseamnă fii maturi. Nu toți creștinii sunt călăuziți de Duhul Sfânt, mulți se lasă conduși de emoții, intelect, situații și împrejurări. Apostolul spunea că cei maturi vor fi călăuziți de Duhul. Cum anume ne călăuzește El? Duhul ne confirmă Duhul nostru dacă suntem pe calea cea bună. De exemplu, să zicem că vreau să merg într-un oraș anume și am o stare de disconfort, de neliniște, aproape de mâncărime. Ți s-a întâmplat așa vreodată? Când ai mers într-un loc unde n-ar fi trebuit să fii? Da. Și care a fost urmarea? Urmarea a fost hotărârea de a nu mai face niciodată așa ceva. A fost un dezastru, o situație deloc plăcută. Am învățat că atunci când simt acest avertisment să nu mă duc. Aceasta nu înseamnă că mi-anulez întâlnirile programate. Mi s-a întâmplat să simt că Domnul nu voia să merg undeva unde promisesem că mă voi duce, dar a trebuit să-mi țin cuvântul. I-am zis Domnului, cuvântul tău spune să nu-mi iau vorba înapoi când fac un jurământ în paguba mea. Trebuie să merg acolo. Am nevoie de protecția ta. Fă tu ca lucrurile să iasă bine. Știi ceva? El nu m-a mustrat niciodată când am procedat astfel. Deși n-a fost nemaipomenit, am simțit protecția lui asupra mea. E mai bine când simt dinainte oprirea Duhului, nu merge acolo, nu face asta? E un lucru uimitor. E un imbold pe care îl poți recunoaște. E atât de lămurit și cu cât umbli mai mult cu el, cu atât ești mai sensibil față de el. Ai vorbit și despre doctorul Cho și lucrurile uimitoare făcute de el.
El a continuat să se umple mereu cu Duhul, rugându-se prin el, dar mai știu că una dintre chei de care oamenii nu sunt conștienți e faptul că el refuză multe lucruri pentru a-și păstra timpul dedicat rugăciunii în Duhul. Duhul Sfânt ne va îndemna să refuzăm unele posibilități ca să poată înfăptui imposibilul în viața noastră. Dați-mi voie să menționez ceva. În Fapte 2 veți vedea că ucenicii au fost umpluți cu Duhul Sfânt, după care Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat și a vorbit în Fapte 4 și 5. Umplerea cu Duhul Sfânt nu e un eveniment singular, căci Dumnezeu spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți umpluți continuu de Duh. Aceasta nu pentru că am avea fisuri și Duhul Sfânt s-ar curge în afară, ci că vrem să fim continuu saturați. Uneori, în căsnicie, suntem saturați cu dragoste unul pentru altul. Alteori, când am fost departe unul de altul pentru o vreme, avem nevoie iar de saturare. Înțelegi ce vreau să spun? Categoric! Înțelegeți la ce mă refer? E nevoie de un efort făcut cu bună știință pentru a rămâne plini. Umplerea trebuie să fie continuă. Când sunteți plini de Duhul, vorbiți cu psalmi, cântări de laudă și duhovnicești, vă treziți pur și simplu cântând. În ultima săptămână am cântat mai mult ca de obicei. Și ai oprit televizorul, limitând și alte lucruri care îți secătuiesc resursele. O întrebare. Toți credincioșii pot exercita daruri spirituale sau doar lucrătorii? E o întrebare foarte bună. Cred că fiecare credincios are abilitatea de a exercita oricare dintre darurile Duhului. Dacă un om are mare nevoie de o minune, abilitatea de a o înfăptui poate fi dată oricui. Dumnezeu dă acest dar unora care îl pot folosi oriunde merg să slujească. Am văzut asemenea oameni. Unul pe care îl știm bine e un mare slujitor al Domnului. Avea darul vindecării afecțiunilor cardiace. Veneau la el oameni din toată țara cu astfel de probleme și erau vindecați. Avea acest dar al vindecării care l-a ajutat să facă lucrarea la care era chemat. Unui alt prieten al meu i s-a înecat băiețelul în vană. Copilul s-a electrocutat și a fost mort timp de 45 de minute. El mi-a spus: John, m-a rugat 35 de minute și nu s-a întâmplat nimic. Personalul de pe ambulanță mă privea cu dezgust, văzând că nu avea deloc puls. Apoi ceva m-a lovit parcă în moalele capului și a coborât la vale. Altcineva privea prin ochii mei când am zis: vei trăi și nu vei muri. Și fiul lui a înviat din morți. Omul acesta nu era lucrător creștin pe vremea aceea. Era polițist în Los Angeles. Nici nu se afla în cadrul unui serviciu religios. Tocmai se întorsese de la primul serviciu în care predicase vreodată. Vreau să lămuresc un aspect. E vorba despre orice credincios. Orice om, în orice clipă, poate sluji, chiar dacă e la Target sau chiar la Walmart. Parcă la Walmart mi-ar fi mai greu. La Target mă simt mai în argul meu. Vreau să subliniez un fapt. Nu e nevoie să așteptați darul vindecării. Iisus a spus: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Își vor pune mâinile peste bolnavi. Este vorba despre rugăciunea făcută cu credință pentru un bolnav. Dumnezeu o va onora, fiindcă El își onorează cuvântul. Nu e nevoie să așteptați până vă aduce păstorul la amvon. Nu e nevoie să așteptați până încolțiți pe cineva în holul bisericii. Puteți duce cu voi puterea și promisiunile lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Iar dacă vă simțiți călăuziți de Duhul să vorbiți cuiva, să vă rugați sau să fiți generoși cu cineva, cu aceasta ar trebui să începeți. Ar fi nemaipomenit și e ceva ce putem face. Dărnicia, generozitatea, este unul dintre darurile Duhului. Altă întrebare, care se leagă de una anterioară, e aceasta. Știm că Duhul Sfânt a venit să îl descopere pe Iisus. În ce fel manifestările din ultimele decenii, precum tremuratul, râsul sau căzutul la pământ, îl revelează pe Iisus? Biblia vorbește despre semne neobișnuite, dar ele apar de obicei doar pentru puțin timp. Sunt momente și perioade în care au loc semne neobișnuite care atrag atenția oamenilor și o îndreaptă spre Iisus. Ce mi se pare neplăcut e cazul în care oamenii sunt mai preocupați de manifestare decât de cel din spatele ei. Nu voi uita niciodată o experiență trăită în Singapore. A venit un evanghelist cu dar de vindecare, a cărui lucrare făcea oamenii să râdă isteric. Prezența Domnului era gata să se reverse peste biserică și dintr-o dată oamenii au început să râdă. În duhul meu am simțit de parcă cineva ar fi zgâriat cu unghiile o tablă.
Poate că manifestarea era bună, dar momentul era nepotrivit. Am zis atunci, opriți-vă, opriți-vă. S-au oprit și le-am spus, ascultați, v-ați oprit la manifestare și n-ați urmat Duhul Domnului. Nu aceasta voia El să facă printre voi. El urma să ne atingă și să ne descopere frica de Domnul. Să sperăm acum că Duhul se va întoarce și va lucra. Apoi le-am cerut să se roage iar. Duhul lui Dumnezeu a venit și oamenii au început să plângă. În situația nepotrivită dinainte, aproape începuseră să se dea spectacol. Un cuplu nu își expune viața intimă în fața altora? În cazul amintit, oamenii păreau că se laudă cu relația lor cu Dumnezeu zicând, uitați-vă la noi cât de spirituali suntem. Înțelegeți ce vreau să spun? Cu cât îl cunosc mai mult pe Duhul Sfânt, cu atât îmi doresc să-L protejez pe El, darurile și puterea Lui într-un mod care îl onorează, nu într-unul care îl stinge. Biblia vorbește despre stingerea Duhului. Aceasta are loc atunci când stingem puterea și darurile Lui. Nu faceți aceasta! La aceasta se referă pasajul despre stingerea Duhului. Cinstiți-L mai degrabă. Nu vă purtați ca și cum El ar fi doar o influență sau o putere oarecare. Vreau să mai adaug ceva. Trebuie să-L invităm pe Duhul Sfânt să facă orice dorește El. Când suntem prietenii Lui, s-ar putea să lucreze într-un mod sau moment care ne se pare nepotrivit, dar care nu e niciodată forțat sau supărător. Nu va atrage niciodată atenția asupra oamenilor, ci asupra lui Dumnezeu. De obicei, aceasta presupune o anumită atmosferă și prezență divină. Eram de curând împreună cu oameni din diferite denominații, iar unii batjocoreau anumite manifestări care cred că au fost autentice la un moment dat, dar poate perpetuate în speranța că Domnul va continua să binecuvinteze ce binecuvintase înainte. Să ne agățăm de formă, zic unii, iar funcția se pierde. Forma rămăsese, iar acei oameni o luau în derâdere. Noi nu o facem acum. Ne dorim tot ce are Duhul Sfânt pentru noi, însă vrem ca manifestările să fie însoțite de credință. Ne dorim să fie cuvincioase, în bună rânduială și însoțite de prezența Domnului. Altă întrebare. Se poate să avem pace cu privire la ceva ce nu vine de la Dumnezeu? Da, cu siguranță. În Ezechiel 14, Dumnezeu vorbește despre cei care veneau la El cu idoli în inimă. Care sunt acum idolii? În Noul Testament, idolatria e lăcomia. Ea se referă la situațiile când ne dorim, când tânjim după ceva. Cei din Ezechiel chiar mergeau la proroci, cerându-le să se roage pentru ei și să le spună cuvântul Domnului, iar Dumnezeu le-a spus că le va răspunde potrivit cu mulțimea idolilor din inimă. Când intru în prezența Domnului și cer ceva, trebuie să mă asigur că inima mi-e neutră. Au fost și situații în care n-am procedat așa. Aveam pace, dar aceasta nu venea de la Dumnezeu. Și apoi am avut de suferit. Să luăm cazul în care vă rugați pentru persoana cu care vreți să vă căsătoriți. Eu și Lisa ne-am rugat 30 de zile pentru relația noastră în perioada de curtare și mă bucuram că locuiam în orașe diferite, fiindcă eram foarte atras de ea. Abia după 25 de zile am reușit să mă rog fără să fiu dominat de atracția aceasta și am ajuns apoi la punctul în care, dacă el ne oprea, însemna că pregătea pe altcineva pentru amândoi. Când am ajuns la această stare neutră, am început să ascult cu adevărat ce voia să-mi spună. Deci dacă mă rog pentru ceva și nu sunt în această stare, trebuie să mă las prelucrat de cuvânt și să mă rog până ajung acolo. Trebuie să fiu gata să primesc orice răspuns, fiindcă dacă înclin într-o parte sau în alta, voi avea o pace falsă. În diferite perioade din viață am zis, va fi așa, va fi atunci sau acolo. Și apoi am văzut că lucrurile nu s-au întâmplat cum am crezut. A trebuit să ne abandonăm planurile zicând, Doamne, fie cum vrei Tu. Mulți oameni caută azi călăuzire și vor să știe încotro să apuce. Îți mulțumesc că ai răspuns deja la a doua parte a întrebării despre clarificarea călăuzirii primite. Apreciez și o perspectivă atât de înțeleaptă a răspunsurilor tale. Continua să răspunzi. Îți dorești mai multe învățături dinamice prezentate de John și Lisa Bivier? Dacă tu sau vreun prieten vorbiți o limbă străină, accesați cloudlibrary.org. Selectați limba pe care o vorbiți. Selectați resursa dorită din bibliotecă. Cărți electronice, curriculum de învățătură, sesiuni video, sesiuni audio.
Înregistrați-vă pentru a primi noutăți. Învățați mai multe la cloudlibrary.org. Aș vrea să vorbim despre acea intuiție sau cunoașterea voii Domnului. Când mă pregăteam pentru scrierea unei cărți, am căutat sensul cuvântului intuiție. Am descoperit ce înseamnă el în latină. Îndrumător lăuntric. Deci Duhul Sfânt e îndrumătorul nostru lăuntric, iar când primim o inimă nouă, el începe să ne învețe. Dar uneori, deși totul pare în regulă, în legătură cu o persoană sau o situație, simțim că nu e. Poți spune mai multe despre aceasta? Când nu am ascultat de îndrumătorul meu lăuntric, când simțeam că ceva nu e în regulă, deși în exterior părea a fi, am căzut în capcană. Era de fapt o cursă. Ai simțit un imbold înainte să acționezi? Da. De obicei, primul imbold e glasul Duhului. Am greșit și când ți-am ignorat și ție sfatul. Vreau să spun ceva soților și soțiilor. Probabil că tu te vei supăra auzindu-mă. Când ne-am căsătorit, eu mă rugam cam o oră și jumătate pe zi, iar Lisa... Eu lucram cu normă întreagă. Ea se ruga vreo 10 minute în timp ce făcea duș. Îi spuneam deseori, simt că ar trebui să facem asta sau cealaltă? Iar ea îmi răspundea, eu nu simt așa. Și avea dreptate în jumătate dintre cazuri. Eram foarte frustrat. Într-o zi am zis, Doamne, eu mă rog o oră și jumătate în fiecare dimineață, ea se roagă 10 minute la duș, dar are dreptate în peste jumătate dintre cazuri. Domnul mi-a răspuns, desenează două cercuri. Era pe vremea când aveam hârtie și creion, nu iPad-uri. Așa că am desenat un cerc pe o hârtie. Domnul mi-a zis, fă un X peste tot în cerc. Așa că am început să fac un X mare, el a continuat, acum trage o linie prin mijloc. Am zis, ok, și am tras o linie prin mijloc. Domnul mi-a zis, vezi că jumătatea literii e de o parte și jumătate de cealaltă? A zis, da. Când erai necăsătorit, erai complet în mine, dar apoi ai devenit un trup cu Lisa. Deci cercul vă reprezintă pe voi doi. Tu ești jumătatea stângă, iar ea cea dreaptă. Știi ce reprezintă litera X? Ce? Am întrebat eu. Informația de care ai nevoie de la mine pentru a lua hotărâri înțelepte. Problema e că tu iei decizii bazându-te doar pe jumătate de informații. Trebuie să înveți să folosești ce-i arăt soției tale ca să iei decizia în calitate de cap al casei pe baza întregii informații primite. Deci, aș putea spune că intuiția mi-a dat bătăi de cap. Deși am simțit imboldul inițial, l-am ignorat. Uneori tu mi-ai spus lucruri care știam în sinea mea că așa sunt, fiindcă ce face el ne confirmă ceva în sinea noastră. S-a întâmplat odată la 1, 2 sau chiar 5 ani să-mi spui ceva, iar o să zic, nu tu vorbești acum, ci frica din inima ta, așa că nu îi voi da ascultare. Însă cel mai adesea, când îmi vorbește ea, recunosc în sinea mea, are dreptate. Dacă ignor acel simțământ, plătesc prețul. Nu el plătește, ci eu. John e foarte amabil. Cred că greșesc mai des decât spune el. E important să înțelegem că atunci când ne vorbește Dumnezeu, putem avea încredere în ce ne spune. A ne lăsa călăuziți de Duhul include o latură precognitivă. Când ne bazăm pe rațiune și răsucim lucrurile pe toate părțile, nu ne îndoim de noi, ci de Domnul. Când Dumnezeu începe să ne spună ceva, trebuie să-L ascultăm și să ne supunem. De curând mă aflam într-un autobuz. Trebuie să vă spun povestea aceasta. Eu detest autobuzele. Nu știu de ce le mai avem cu toate inovațiile luminoase. Oricum, nu-mi plac de fel autobuz. Noi eram de multe vreme în autobuz, la aeroport, iar o persoană din grup nu găsise drumul spre locul unde erau strânși toți ceilalți. Nu reușeam să dăm de ea, deși o tot sunasem, întrebându-mă unde era. În final, am văzut-o departe, fluturându-și mâinile, în zona taxiurilor, nu unde ar fi trebuit să fie. Aș fi vrut să fiu supărată pe ea, zicându-i, ce cauți acolo? Te așteptăm în autobuz de 45 de minute. Dar de îndată ce am văzut-o, mi-am dat seama că o iubeam. Era o legătură a inimii care m-a făcut să-mi dau seama de îndată că o iubeam. Între noi se înfiripase o legătură puternică. Dumnezeu vă va face parte de asemenea legături și când, firește vorbind, vă întrebați de ce aș iubi-o. Aceasta trebuie că e lucrarea lui Dumnezeu.
Așa mi s-a întâmplat și mie când inima mi-a fost inundată de dragoste. Am primit azi un e-mail de la ea în care îmi spunea: nici nu știi că dragostea pe care mi-ai arătat-o atunci m-a făcut să simt iubirea lui Dumnezeu într-una din cele mai singuratice perioade din viața mea. Trebuie să lăsăm această legătură să ne conducă, nu cele dictate de împrejurări. S-a întâmplat și ca tu să-mi spui: ceva nu e în regulă cu omul acela. Iar eu am zis: tu nu ești femeie, așa că nu te pricepi la asta ca mine. M-ai avertizat de 3-4 ori, iar când nu te-am ascultat, am avut de suferit. Și aici e vorba despre Duhul Sfânt, care ne vorbește prin această intuiție. Dă-mi voie să spun un gând care mi-a venit în duhul meu. De ce Barnaba și Pavel n-au hotărât singuri? De ce a trebuit să meargă la Ierusalim să-i întâlnească pe apostoli? Fiindcă se întâmplă ceva când ne strângem la oaltă, când ne unește Duhul, atunci primim răspunsul potrivit de la Dumnezeu. Deci, ca soț și soție, noi suntem una, când primim amândoi aceeași călăuzire, avem răspunsul corect. E bine să înțelegeți aceasta în calitate de cuplu. Ai subliniat un aspect important. Care e diferența între darurile și roada Duhului? De aici vom ajunge și la întrebarea următoare. Darurile Duhului sunt puse de Dumnezeu în viața cuiva, ele nu trebuie cultivate sau dezvoltate, doar felul în care le întrebuințăm trebuie dezvoltat, dar ele sunt prezente în noi și se manifestă. Roada Duhului trebuie să fie cultivată, deci primim darurile pe când roada trebuie cultivată. Roada Duhului e rezultatul trăirii unei vieți călăuzite de Duhul Sfânt. Când trăim în Duhul, umblăm în Duhul. Roada acestui fapt și cultivarea ei vă va aduce mai multă bucurie, pace, răbdare, dragoste. Iubirea aceasta va emana din voi, fiindcă umblați în Duhul. Vorbim acum despre viața voastră personală. Aceasta este temelia care vă va proteja în viața de slujire. Darurile Duhului sunt pentru viața de slujire. Din păcate, unii doresc darurile mai mult decât roada. Eu m-am rugat Domnului: nu vreau ca darurile pe care mi le-ai dat să întreacă vreodată roada pe care ai dezvoltat-o în mine. Am vrut să fac această rugăciune ca să însfârșesc bine alergarea. Deseori, oamenii caută darurile, dar Biblia spune: urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar oamenii caută darurile, nu-i așa? Caută darurile și ignoră dragostea, care e roada. Când darurile nu sunt însoțite de caracter care să le susțină, ajung să-i distrugă. Știți că și Iuda a scos demoni, a vindecat bolnavi. Când Iisus i-a trimis pe cei 12, i-a trimis pe toți, dar Iuda e în iad. Iuda a spus despre el că ar fi fost mai bine să nu se nască. Darurile s-au manifestat în viața lui, însă el n-a cultivat roada. Oamenii se întreabă: cum se poate ca cineva să aibă un dar deosebit de predicare, de vindecare, iar roadele din viața lui să fie în contrast cu darurile? Cum se poate una ca aceasta? Să luăm exemplul lui Balaam. Profețiile lui se găsesc în Biblie. Balaam avea darul profeției. Profețiile rostite de el sunt consemnate în Scriptură. Le putem citi, sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Dar Balaam a pierit de ascuțișul săbiei de pricina răutății și neascultării lui. Saul își ieșise din minți de-a binelea. Mă refer la împăratul Saul. Înnebunise. Căuta să-l ucide pe David, unsul Domnului, dar în același timp a prorocit alături de proroci. Darurile care se manifestă în viața cuiva nu indică neapărat aprobarea divină. Iisus a spus: mulți îmi vor zice în ziua aceea: am scos dragi și am făcut mari minuni în numele Tău. Am profețit și am predicat în numele Tău. Iar el le va răspunde: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege, nu ați dezvoltat roada Duhului în viața voastră. Domnul mi-a atras atenția asupra faptului că ei n-au spus: am hrănit săracii și am vizitat pe cei din temniță în numele Tău. Fiindcă cei ce fac aceste lucruri cultivă roada Duhului. Deci cultivarea roadei e o măsură de siguranță pentru a sfârși bine. La începutul slujirii mele lucram într-o biserică foarte mare. Era una dintre cele mai cunoscute din lume. Se perindau pe acolo fel de fel de lucrători creștini, predicatori vestiți, dar și unii mai puțin cunoscuți. Am observat că, în preajma unora, mă simțeam de parcă aș fi stat lângă Iisus.
Când se ridicau să vorbească, parcă ar fi predicat Iisus, vindecau oamenii și rămâneam uimiți de lucrarea lor. În cazul altora mă întrebam, ce se întâmplă? De ce mă simt murdar? De ce e conversația lor atât de vulgară? Dar când mergeau în față, oamenii erau vindecați. Stăteam și mă gândeam, Doamne, nu înțeleg! Ce se petrece aici? Cum se pot purta așa de față cu mine, iar când merg la amvon, oamenii sunt vindecați? Vindecările erau autentice, nu erau contrafăcute, ci cât se poate de reale. Era puterea Duhului Sfânt la lucru. Atunci Domnul mi-a arătat că și Iuda a scos demoni, a vindecat bolnavi și a făcut minuni. Cu toate acestea, el e în iad. Balaam a profețit, dar a ajuns în iad. Saul a profețit, dar n-a sfârșit bine. Nu știu unde a ajuns Saul, așa că nu mă pronunț, însă Domnul mi-a zis, ungerea și darurile divine nu indică neapărat aprobarea mea. După roade îi veți cunoaște. După roade îi veți cunoaște. Ai spune în concluzie că darurile sunt lăsate peste viața cuiva pe când roada se dezvoltă înăuntru, ca o trăsătură de caracter lăuntrică? Da, aceasta ar fi concluzia. Am vorbit despre călăuzirea prin simțământul liniștitor de pace și prin cel care ne arată că ceva nu e în ordine. Am vorbit despre mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt. Am vorbit despre intuiție și despre rugăciune. Ce alte căi de călăuzire ale Duhului prin care poate vorbi Dumnezeu mai sunt? Glasul lui deseori nu e audibil. Unii cred că Domnul nu vorbește decât prin cuvântul lui. Crezi că Domnul vorbește și că o face doar în concordanță cu Scriptura? Poți dezvolta puțin subiectul, fiindcă generația de azi înclină să creadă că Dumnezeu nu mai vorbește. Pavel spunea, vă duceați la idolii cei muți. Pentru noi, cuvântul înseamnă neghiob, dar în sensul lui în text e cel de mut. Cu alte cuvinte, idolii pe care îi slujeau corintenii nu puteau vorbi. Spre deosebire de ei, Dumnezeul nostru vorbește și vorbește limpede. Cum anume o face? În Noul Testament găsim modalități diferite. Mai întâi, prin mărturia lăuntrică a Duhului Său. Acesta e simțământul delicat de care vorbeam. E primul mod în care ne vorbește. Chiar mai mult decât prin cuvânt? Nu. Stai o clipă. Simțământul e întotdeauna în concordanță cu Scriptura. Altminteri, nu-l ascultați. Înseamnă că v-ați lăsat purtați de motivațiile greșite ale inimii și trebuie să ajungeți într-o stare neutră. Deci cuvântul e întotdeauna structura. Temelia și structura. Deci mărturia lăuntrică e pe primul loc. Pe al doilea e glasul cel blând și liniștit amintit în Biblie. Iisus a spus, oile mele îmi cunosc glasul. Duhul Domnului spune ce aude. El rostește ce spune Iisus. Unii oameni au ajuns să fie robiți, fiindcă s-au lăsat îndrumați de felurite voci. Ele nu erau însă în concordanță cu mărturia Duhului și cu cuvântul Său. Ori de câte ori aud vocea Domnului, ea e însoțită de mărturia Duhului și corespunde Bibliei. Cu alte cuvinte, temelia cuprinde cuvântul, mărturia lăuntrică și glasul Duhului. Deci dacă auziți un glas, dar nu simțiți confirmarea lăuntrică, nu-l urmați. Mi s-a întâmplat să-mi profețească cineva fără să simt prezența Duhului sau o confirmare lăuntrică. Așa că am lăsat profeția deoparte. Uneori chiar am întrerupt asemenea mesaje. Următorul mod de călăuzire din Noul Testament e cel al viselor. Pavel a visat un macedonean care i-a zis, vino și ajută-ne. Duhul Sfânt îl îndruma să meargă în Macedonia. Încercase să intre în Bitinia, dar Duhul nu l-a lăsat. A încercat să meargă în altă parte, dar nici acolo nu i-a dat voie. Apoi a avut visul cu macedonianul care îi spunea, vino și ajută-ne. Visele sunt alt mod de călăuzire. Dumnezeu vorbește unora prin vise mai mult decât altora. Dumnezeu îi vorbește cu putere soției mele prin vise. Mie doar din când în când. Eu sunt călăuzit mai mult prin glasul acela lăuntric, liniștit. Alt mod de călăuzire amintit în Biblie sunt vedeniile. Pavel a avut și el parte de o vedenie. A spus atunci că nu știa dacă a fost răpit în trup sau fără trup. Indiferent dacă experiența are loc în trup sau în afara lui, puteți vedea lumea spirituală. Acestea sunt vedeniile.
În felul acesta ne-a împuternicit păstorul nostru să începem lucrarea Messenger International în 1989. El ne-a zis, am avut o vedenie azi noapte, parcă aș fi urmărit imaginele pe un ecran. Unul dintre păstorii noștri nu va mai face parte din echipă, va călători pretutindeni și va fi o binecuvântare pentru trupul lui Hristos. Păstorul acela ești tu, John Bevere. Domnul îmi spusese și mie același lucru în rugăciune cu vreo 8 luni în urmă, deci aceasta era o confirmare. Ultimul mod în care ne vorbește Domnul pomenit din Noul Testament e cel al răpirii sufletești. Vă amintiți că Petru a urcat pe acoperiș și i s-a făcut foame, cum îmi e mie acum? Asta se întâmplă când ți-e foame. Ai parte de răpiri sufletești. Petru a avut o răpire sufletească. Ce se întâmplă în asemenea cazuri? Simțurile nu mai funcționează. Diferența dintre răpire și vedenie e aceea că în cazul vedeniei simțurile funcționează. Într-o vedenie vă puteți mișca. Atunci când Pavel și Ioan s-au văzut în cer, se puteau mișca. Într-o răpire, simțurile nu mai funcționează. Petru doar a văzut ceva și a auzit glasul lui Dumnezeu care i-a zis, scoală-te, taie și mănâncă. Cunosc oameni care au avut parte de răpiri sufletești, dar timpul nu ne permite să vorbim acum despre ei. Poate unii vor întreba, cum rămâne cu lâna ca mod de călăuzire? Aceasta e din Vechiul Testament. Tot ce e menționat în Vechiul Testament trebuie trecut pe la cruce. Crucea va lăsa acel lucru așa cum e, îl va modifica sau îl va da deoparte. Iau semnul lânei, îl trec pe la cruce și văd că ea îl anulează, fiindcă Biblia spune cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu de lână. Țineți minte că în Vechiul Testament Duhul Sfânt nu locuia în lăuntrul oamenilor, de aceea ziceau, Doamne, trebuie să-mi vorbești prin lână aceasta. Eu unul nu încurajez folosirea semnelor de credincioșii Noului Testament. Ea poate să nu fie greșită, dar trebuie să fie confirmată de cuvânt și de mărturia lăuntrică a Duhului. Asemenea, semne aparțin lumii fizice și n-am vrea să ajungem la confuzie din pricina lor. Noi suntem chemați să trăim și să umblăm prin Duhul. Aș vrea să adaug ceva legat de domeniul fizic. Cred că acele răspunsuri au fost în concordanță cu tărâmul spiritual. Când avem un mandat clar de felul, dacă îl vezi pe fratele tău în nevoie, nu-ți închide inima față de el. Nu mai e nevoie să auzi un glas din cer. Trebuie doar să vezi sau să auzi despre o nevoie. Când am auzit că oamenii rupeau pagini din cărți, le memorau și le dădeau mai departe, am zis, cum să nu ne deschidem inima? Nu putem! Deși n-am văzut noi ce se întâmpla, ci doar am auzit, am zis, trebuie să răspundem cumva. Trebuie să facem ca mesajul să ajungă în mâinile păstorilor. Când am auzit despre fetele traficate, Dumnezeu nu mi-a vorbit în sală de ședințe, dar am zis, Lisa, trebuie să ajutăm cumva. Am citit despre problema aceasta într-o revistă și am văzut-o cu ochii mei când am mers acolo. Unii așteaptă un semn, o vedenie sau un vis când Biblia spune, dacă îl vezi pe fratele tău, de la nevoia lui trebuie să începem. Începem cu creștinii aflați în nevoie, cu oamenii pe care îi vedem, pe care îi putem atinge și auzi. Nu ne putem închide inima față de ei. Când luăm inițiativa față de ce vedem în lumea fizică, Dumnezeu ne încredințează tot mai multe în cea spirituală, fiindcă El spune, văd că ești credincios în privința aceasta. Îți pot încredința puțin mai mult pe tărâmul credinței. Ne-a rămas încă un minut și ceva. Ne putem ruga pentru prietenii și partenerii noștri? Poți spune tu o rugăciune? Încep eu, iar tu închei. Tată Ceresc, îți mulțumim că în zilele din urmă fii și fiicele tale vor fi conduse de Duhul Tău. Conform Fapte 2:17, generația aceasta va avea parte de vedenii, semne, minuni și vise. De aceea lucrează potrivit voii tale. Te rugăm chiar acum să ne umpli cu Duhul Tău. Dă-ne ochi să vedem, urechi să auzim, gură să vorbim, inimă să credem și îndrăzneală să rostim rugăciuni de temut pentru iad și să vedem cerul coborând pe pământ. Aș vrea să vă ridicați ochii și să priviți ecranul. Tată, în numele lui Iisus, mă rog pentru frații și surorile care ne urmăresc acum. Poruncesc înainte de toate oricăror legături să fie frânte în viața voastră. Poruncesc bolii să fie înlăturată. Poruncim oricărui gând ce se înalță mai presus de cunoașterea lui Dumnezeu să fie nimicit și zdrobit. Împreună cu Lisa, cerem revărsarea prezenței Dumnezeului celui viu. Fiți umpluți cu Duhul Sfânt în numele lui Iisus și sporiți în darurile sale, folosindu-le în sfera voastră de influență. Tată, împreună cu Lisa, îi încredințăm pe ascultători în mâinile tale, în numele lui Iisus, să spunem cu toții.
Amen. 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 Amen.